Prima autostradă din Republica Moldova ar putea fi proiectată în următorii cinci ani. Aceasta în urma să facă legătură între trei țări, România, Republica Moldova și Ucraina. Este un curidor nou care ar facilita accesul spre piața Uniunii Europene, a spus președintele Societății Ecologice, Biotica, Gabriel Mărgineanu. În România avem transonul Târgul-Mureș-Iași-Ungheni. Avem și o lege adoptată în decembrie de președintele României. Vrem să avem continuitate de la Ungheni la Chișinău și de la Chișinău la Odessa. Este vorba despre aproape 300 de kilometri care unesc Ucraina cu România. Este o distanță mică, însă impactul este pentru trei țări. A spus Gabriel Mărgineanu.